Copil de țărani, tata a lucrat mecanic, mama a fost țărancă, lucra la colectiv și ne lua și pe noi la săpat, la țăruș, cum era atunci, la cules, la porumb, la săpat. Am crescut și noi cu găini, cu 2-3 oi, cu 2-3 miei. M-a plăcut mult satul, m-a plăcut mult viața, liniștea de aici, oameni, am iubit oameni. În general, eu iubesc oamenii, nu știu de ce am o slăbiciune, știu dacă văd că e în neregulă un lucru, mă consum, mă deranjează. De gătit, m-am gătit și nu prea. Mama făcea săraca mâncare, dar îmi plăcea să fac și eram curioasă de rezultat și mă improvizam. Dacă mi se părea că mama nu a făcut așa bun un lucru, eu mi se părea dacă mi-a dat ceva, probabil eram mai bun și eram curioasă, întrebam babele. Ei, de socra mea le avea cu melaiurile și ce feșea pe suiul de post. Și atunci am plăcea cum feșea ea, mi se părea atât de interesant și de gustos. Mă uitam cumva și melaiul, cum o părea feina. Și era drag și eram curioasă să fac și eu, dacă ea știe, deși să nu știu și eu. Și așa, încet, încet, ea s-a îmbolnăvit și trebuie să fac eu mâncare. Fiecare casă are un sfânt protector și la sfântul ăsta când pică faci și praznic, o mâncare, cu neamuri, cu ruci și vine preotul și cerce masă. Ei, dacă pică în ziua de post, trebuie să-l faci de post. Dacă pică de slastă, îl faci cu carne, asta e zice de slastă. Nu prea respect rețete. Eu după așa, după instinct, după cum știu, așa fac mâncare. Nu o cântăresc. Așa cu băiatul m-a dus un cântar, mami, ți-am adus cântar de bucătărie, da, mulțumesc. Dar nu știu dacă îl folosesc. Cum peșeau babele înainte. Pe potrivă. Și că pentru o familie, un castronel de fasole e destul. Atunci de ce să nu mai cântăresc? Nu are rost. Când două aceapii și trei morcovi. Dacă e praznicul de post, trebuie să faci pe suiul de post. Pe suiul mătcuit. Cum se zicea pe suiul bătut, cum îl zici, sau pe suiul slit, la noi se zice mătcuit. Că-i zici mârchea la asta cu care îl învârți. Și la praznic tot timpul nu lipsește mălaiul. Pot să fie și pâine brămasă, dar majoritatea mănâncă mălai dacă e mălai. Noi tare uniți am fost. Eu în cuptorul ăsta de pite am copt cu vecinile mele ani la rând. Niciodată nu m-aș muta la oraș. Dacă îi vine o sărășie, un acasă, să n-ai bani deloc. La țară poți să trăiești. Îți săpi grădinuța frumos și îți puni două cepe, îți puni o poală de cartofi și îți puni prea margine cucuruț și tu nu mori de foame. Cum să nu iubești țara? Cum să nu iubești țara că-s de tot? Tot ce ai nevoie de. Aceasta a fost povestea bunicii Cătălina. Cu alte bunătăți și vorbe bune ne întâlnim în episodul următor.